Președintele a primit de la cetățeni un credit de 1 milion. Da, care trebuie întors. Întoarcerea acestui credit cetățenilor, nu lui Renato Usatex, nu fie speculații, cum au încercat unii, că au fost unele negocieri secrete, că, deci între turul întâi și turul doi, nu e adevărat. Eu nu am cerut nimic și poziția mea de, ca cetățean mi-am expus-o și ca lider de partid, și că, toți au înțeles-o. Important e alta, că după cum eu cunosc, Dumnezeu urmează să comită o greșeală fatală, deoarece în timpul apropiat, totuși, din toate variantele care s-au discutat la ei, ei vor merge pe varianta că ea va înainta o persoană la funcția de prim-ministru, cu program, cu principii și valori. Și asta e o capcană. Vă dați seama, să înaintez, socialiștii cu Pentru Moldova la prima tentativă poate spune, nu mai duce, domnule candidat, mai merge acasă, mai pregătește niște răspunsuri, că așa ceva nu-i clar. Nu exclud că în bătaie de joc ei din prima dată nu va fi votat acest guvern, dar vă asigur că o să fie votat, deoarece socialiștii și Pentru Moldova și care mai sunt acolo s-au pus un scop ca alegerile anticipate parlamentare să nu fie mai degrabă de luna octombrie 2021. Și când dumneavoastră, chiar dacă va propune un guvern de specialiști, un candidat bun la funcția de prim-ministru, vă dați seama și fel de activitate a să aibă acest guvern, când s-au scris două mesaje șor cu Dodonă între deși și acest guvern pleacă vor în iunie, vor în iulie. Deci noi oricum... Prin moțiune de cenzură. Prin moțiune de cenzură. Nu contează mecanismul cum vor face, dar sigur vor face. Deci, deoarece acestea două formațiuni politice, ei astăzi regulează care va fi situația cu guvernul. Va fi numit, nu va fi. De asta eu și-am propus, ca încă o dată să fie clar telespectatorilor, că mulți n-au înțeles mesajul. Eu n-am pretins să fiu prim-ministru. Eu am pretins să fiu un candidat de care socialiștii șor o să aibă frică să mă voteze. Și în cazul ăsta de două ori mă propune, nu m-a votat și mergem în anticipate. Și doamna Sandu nu vrea să înțeleagă un lucru din punctul meu de vedere. Ea s-a așezat acum să joace o partidă de cărți. Eu, în general, cam nu cred dacă Dumnezeu joacă cărți, că știți cum, noi băieții pe la școală, pe la tabără, putem să mai jucăm în copilărie. Dumnezeu nu știe, joacă în cărți, nu joacă. Dar chiar dacă joacă, e mult s-o așadat să joace în cărți cu doi șuleri. Unul Igor Nicolaici și altul Sasi Ilans, cu 3-4 partide schimbate într-un an de zile. Deci dumneiei este victimă, în limba rusă, patirpevșă, numai când s-o așadat și-o acceptat să joace cu ei la masă. Deci nu poți tu, nu că doamna Sandu, că dumneavoastră, că eu, dacă te așezi să joci cu șuleri, ei din start te văd ca victimă, adică tu de acasă, poți să te pregătești, să te gândești, că poate să mergi în cărți, ai venit numai cărți bune. Ei dacă sunt șuleri, șulerii nu pot fi învinși.